Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Cristian Fogel din platoul Roman 24 într-un live pe care vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să-l distribuiți pentru că interesează pe toată lumea pentru următorii ani. Alături de mine invitat astăzi din nou domnul Radu Samson, candidat pentru funcția de primar al municipiului Roman din partea Alianței USR Plus, dar nu mai e alianță. Corect, este alianță deocamdată. Bună ziua! Bună ziua, da, bine ați venit! Noștri, bine v-am găsit! Suntem deocamdată în alianță cu colegii de la Plus pentru că s-a votat să fuzionăm, însă e de durată birocrația din spatele procesului de înregistrare a fuziunii. Da, va fi alianță până probabil după alegerile parlamentare sau depinde cât de repede reușim să și pe urmă va fi partidul USR Plus. Da. Depinde cât de repede reușim să obținem înregistrarea fuziunii la Tribunalul București, că acolo se depun actele pentru înființarea sau modificările statutelor partidelor. Fuziunea asta e un pas bun, nu? Adică din punct de vedere politic. Da, e un pas perfect natural, de altfel pentru că avem același ADN, adică avem aceleași preocupări, suntem majoritatea oameni noi intrați în politică sau cel puțin dacă mai sunt colegi printre noi care au un pic de experiență politică, n-au fost din exponenții clasei politice vechi, tocmai s-au îndreptat către noi pentru că nu s-au regăsit în partidele vechi și în felul în care funcționează partidele vechi și uite așa, suntem cu toții un grup de oameni, suntem vreo 30.000 la nivel național împreună cu colegii de la Plus, suntem un grup mare de oameni care și-au asumat într-adevăr să schimbe felul în care funcționează țara în mai bine. Pentru că în mai rău s-a tot schimbat de 30 de ani, da. S-a văzut o evoluție de la rău la mai rău la și mai rău. Și se poate și mai rău. Doamne ferește. Doamne ferește. Da. Ați spus o chestie care mi-a atras atenția. Una la mână, mi s-a atras atenția, să nu mai spun chestie. Mi-a intrat în reflex, o să mai ați folosesc. Spus un lucru. Da. Da, un lucru. Ați spus un lucru care mi-a atras atenția și anume că sunt mai multe persoane care nu s-au regăsit în alte formațiuni politice, dar pe de altă parte mi-aduc aminte că USR și Plus au spus că nu vor primi oameni, da, de la alte... Da, avem în principiile noastre și în statutul partidului scrie de altfel că nu primim, nu acceptăm cererile de înscriere în partid a celor care au fost membri ai unui partid parlamentar în ultimii 2 ani. Păi și cei care nu s-au regăsit în alte partide? Cei care nu s-au regăsit în alte partide? Bine. E o contradicție de termeni. Cei care nu s-au regăsit în alte partide, că au fost, de-a lungul timpului, au fost o felul de partide reformatoare. Uite, un exemplu care îmi vine în minte este M10-le doamnei Monica Macovei. Da. La vremea respectivă, ei erau forța reformatoare sau cei care se vroiau a fi forța reformatoare a politicii românești au fost un proiect ratat, din păcate, pentru că n-au avut acest principiu. Mm-hmm. Tocmai pentru că n-au avut acest principiu și și-au construit în teritoriul partidului, în general, cu oameni aduși din alte partide. Și tocmai de acest motiv noi am reușit să ne păstrăm în viață și iată avem 4 ani de când funcționăm ca partid, tocmai pentru că am respectat principiile pe care ne le-am autoimpus la început și ne-am ținut de ele. Și în continuare vrem să ne ținem de principii, nu doar când facem politică, ci și atunci când facem administrație locală. Că până la urmă, pentru asta se rezumă discuțiile astea cel puțin. Da, exact. Că urmează și alegerile parlamentare, când probabil vom discuta din nou. Trecem fiecare pot când ajungem la el. Deocamdată suntem față în față cu alegerile locale. Începând de mâine se dă startul campaniei electorale doar cu afișe electorale pe panouri, ceea ce e foarte bine de altfel. Și începe perioada de campanie electorală stabilită prin lege, cele 30 de zile. Ca să nu există o confuzie în rândul telespectatorilor noștri, campania electorală legală e cea de 30 de zile, iar tot ce s-a întâmplat până azi și se întâmplă azi inclusiv, este definit ca pre-campanie. Pre-campanie, e da. O formă de publicitate, să-i spunem, a candidaților eu și a partidelor. Că e prezentare. Exact, este o prezentare, apoi în campania electorală fiecare își prezintă proiectul, își prezintă echipa, merge, vorbește cu oamenii dacă are curajul să iasă în stradă și la final, bineînțeles, alegătorii trag linie și decid, Vasile sau Ionică sau Giurgel, e mai bun, e pe placul meu sau îmi place sau nu-mi place. Eu aș zice că până acum a fost această perioadă de prezentare a CV-urilor candidaților și de mâine încep atacurile. Că e campanie, da, și ai voie. Din păcate, da, corect, se va întâmpla, nu? Corect, din păcate la asta s-a rezumat campania electorală în ultimii 30 de ani și mi se pare că de la un rând de alegeri la altul, partidele și candidații devin tot mai agresivi unii cu alții.
Am fost și eu un critic al, dar n-am fost critic al felului în care au făcut unii sau alții politică, pentru că până la urmă, din punct de vedere politic, fiecare face ce consideră că trebuie făcut sau întreprinde acțiuni care reprezintă și la final tot alegătorul trage concluzii dacă se identifică cu respectivul sau nu. În schimb, am fost un critic al felului în care a fost condusă primăria în ultimii ani, atunci când a fost cazul, nu constant, pentru că orice administrație poate să facă și lucruri bune și uneori se întâmplă să faci lucruri bune măcar pentru că ai oameni ok în subordine. Și chiar dacă tu ca primar nu ești neapărat foarte bine intenționat, dar totuși ai un aparat de lucruri de oameni care sunt atenți și la nevoile orașului, măcar unii dintre ei. Dar trebuie să fie și un primar care să-i asculte pe oamenii ăștia. Așa ar trebui și așa îmi doresc eu să fiu atunci când voi fi primar, să fiu, că nu vreau să ajung primar și să mă încui în birou de la primărie și să vină lumea la mine ca la vreun voievod de scalecă și intră cu birul la voievod. Se practică chestia asta în politică și în ultimii ani s-a construit tot mai mult cultul personalității în jurul anumitor personalități politice. N-aș vrea să individualizez pe cineva în momentul ăsta, nici nu-i treaba mea. Dar cred că politica ar trebui să fie mai puțin despre candidați și despre istoricul candidaților și despre cât de strălucitori și abili sunt candidații în a face politică, și ar trebui ca o campanie electorală și politica în general ar trebui să fie mai mult despre nevoile oamenilor din și nevoile comunității până la urmă. Pentru că așa cum pe un cetățean oarecare îl deranjează că la subsolul blocului lui sau în fața blocului lui este o conductă de apă sau de canalizare care se sparge frecvent, și eu am aceeași problemă atunci când merg pe stradă. Indiferent că e o bordură pusă prea înalt și mi-agăt spoilerul de la mașină sau e mizerie în părculețul de joacă, și eu am aceeași problemă. Nu sunt aleșii locali, nu trebuie să fie deasupra comunității. Ei sunt partea comunității. Și eu ca primar și colegii mei care vor fi consilieri locali și ceilalți politicieni, chiar dacă vor să lase impresia că ei sunt undeva deasupra alegătorilor, suntem tot oameni și venim din comunitate. Și ne împiedicăm de aceleași probleme. Într-adevăr, primarul poate nu se confruntă cu faptul că în piața mare te plouă când faci cumpărăturile în anumite zone, pentru că nu prea ajunge în piața mare. Sau nu știu în ce afara, face primarul. Un primar oarecare, da. Nu discutăm că în momentul ăsta... Dar nu cred că își trimite șoferul, asta zic, nu cred că își trimite șoferul la cumpărături. Să știți că am fost merg frecvent în piață și chiar zilele trecute am fost la cumpărături, am luat câteva fructe, ce am mai luat eu acolo, și mi-a zis o doamnă, o comerciantă, mi-a zis: sper să ajungeți să vă faceți cumpărăturile tot în piață sau să vă faceți singur cumpărăturile în piață și când o să fiți primar. Din spusele doamnei, putem concluziona că de obicei primarii și politicienii în general, ăștia care au funcții, deputați, parlamentari, CSI, ajung în piață doar în campania electorală. Bine, dar Tăricianu n-a zis că politicienii, oamenii politici, n-au de ce să stea la cozi, că au alte chestii mult mai importante. Da, domnul Tăricianu e un exemplu de practică în sensul ăsta, că el s-a dus și la buletine sau la permis auto. La permis auto, s-a dus și a intrat prin spatele clădirii. Pe de o parte, eu înțeleg că oamenii ăștia încearcă să spună ceva, dar folosesc cele mai proaste cuvinte posibil. Înțeleg că a fost să spună că un parlamentar, un om politic de genul ăsta, prea puțin timp are la dispoziție într-o zi. Da, e adevărat, el nu muncește 12 ore la încărcat și descărcat marfă într-un depozit și atunci, într-adevăr, are mai puțin timp la dispoziție, dacă vrem să fim ironici. Știți cum? Fiecare alegător și fiecare cetățean, până la urmă, are un serviciu care probabil vine cu mai multă responsabilitate sau măcar cu obligativitatea prezenței la serviciu, spre deosebire de cel al unui ales public, și zic asta pentru că așa s-au comportat aleșii publici până acum. Nu prea dau pe la serviciu sau când dau să-și bea cafeaua, să mai poartă o discuție, o negociere, o afacere, sau pur și simplu să se întâlnesc cu reprezentanții altui partid ca să-și negocieze trecerea la partidul celălalt. Așa se întâmplă frecvent, mai ales în perioada campaniilor, în pregătirea campaniilor electorale. Dar și politicienii, și eu, și oricare parlamentar sau primar, suntem oameni și înainte de a avea drepturi suplimentare față de cei care ne-au pus în funcțiile respective, avem obligația să trăim viața la fel ca ei. N-ai de unde să știi că la permise, poate vara când, sau la pașapoarte, e coadă și trebuie să faci programare cu 2 luni înainte,
dacă tu intri pe ușa din spate că te cunoaște lumea. Da. Ei, dacă nu cunoști problema asta, nici n-ai cum să o rezolvi atunci când te duci în birou la tine și adică spui, fiecare politician trebuie să-ți ia cu capul de pragul de sus sau să se izolate de acele probleme ca orice om normal. Exact. Dar oamenii normali nu le aduc la cunoștință, adică dacă o să fiți primar, vă aleg romașcanii, cineva o să trebuiască să vă aducă la cunoștință niște probleme, că doar nu o să mergeți peste tot prin oraș pe jos să vedeți, mă, unde miroase a canalizare sau nu cumva i s-a spart locutare în deci, fața... Unul din lucrurile pe care vreau să le fac, nu e un secret, eu sunt agent imobiliar de 15 ani și prin natura ocupației am ajung frecvent în toate cartierele orașului, fie cu clienți, fie la invitația proprietarilor care au un apartament de vânzare. Dar e lucrul la care o să fiți nevoie să refuzați, să renunțați. Evident că voi renunța la activitatea de agent comercial, că nu poți să fii și, adică nu poți să fii și primar și altceva în același timp. Important e să faci un lucru și să-l faci bine, nu să faci mai multe, să încerci să le faci tu pe toate și să le faci prost. Dar ce vreau să spun este că ajung în cartiere acum și cunosc toate problemele orașului și pot oricând să răspund oricui la orice întrebare de pe bancă din centru, să-i spun ce problemă există la parcul de joacă din Alea Liliacului, pentru că ajung în zonă și bat lucrurile astea. Și atunci când voi fi primar, îmi doresc în continuare să ajung prin cartiere, că până la urmă, fix ce discutam mai devreme, programul unui primar și programul unui ales public în general nu e atât de aglomerat încât, vezi, Doamne, n-are timp să respire. Știu că așa lasă impresia de obicei aleșii noștri, că ei sunt rupți de muncă, dar de fapt sunt rupți de la stat în birou și purtat negocieri politice. Îmi doresc ca primar să fac mai puțină politică, probabil cu siguranță o să-mi păstrez calitatea de membru de partid, dar îmi doresc să fac mai puțină politică, tocmai pentru a-mi dedica întregul timp și toată energia administrației locale. Și atunci, dacă vrei să fii un primar implicat, nu te costă nimic. Vineri de la 2 la 4, că programul e până la ora 2 la instituțiile publice, vineri de la ora 2 până la ora 4 după amiază, să mergi în fiecare săptămână în alt cartier. Și dacă împarți orașul în 12-15 zone, odată la 3 luni ajungi în fiecare zonă. Adică nu e atât de... Asta în situația în care în fiecare săptămână se întâmplă câte ceva în alt cartier. Dar nu trebuie să se întâmple. Tocmai asta e ideea. Trebuie să ajungi acolo să vorbești cu oamenii din zona respectivă, să-ți spună problemele și nemulțumirile lor, dincolo de asta. Ok, cum spunea și dumneavoastră mai devreme, nu toate lucrurile trebuie șoptite direct în urechea primarului. Că, dar există un program de audiențe. Dar există un program de audiențe. Un program de audiențe în fiecare joi, de la 10 la 12, ideal ar fi să fie un pic mai lung programul de audiențe, gen să fie vreo 4 ore, nu știu, de la 9 la 1 eventual. Așa, și pe lângă asta, primăria are destul de mulți angajați în subordine și foarte mulți din angajații primăriei fac teren în vederea desfășurării activităților pe care le au de făcut în sarcina de serviciu. Și având în vedere că sunt mulți angajați care fac teren și consilierii locali pot să facă teren, fiecare să aibă arondată câte o zonă, pot transmite primarului problemele din fiecare cartier. Știți ce e foarte important? Și de ce n-au funcționat lucrurile până acum așa cum descriem noi? Pentru că, și știu asta de la angajați din primărie, ideile sau nemulțumirile transmise de cetățeni prin angajații primăriei sau prin consilierii locali, chiar dacă ajung la urechea primarului, sunt de obicei neglijate, pentru că atunci când se face un lucru, trebuie să fie ideea primarului, nu rezultatul plângerii cuiva. Și dacă se există... Aș putea, îmi cer scuze, adică mie vine și mi se... Nu. Așa a fost până vine acum, cineva și se plânge către primar, da? Și nu spune nimeni că eu ca primar nu pot să spun, bă, uite, am ascultat rugămintea omului ăla, dar n-am să ies în presă și să spun că a fost la rugămintea cuiva. Spun, uite, bă, m-am gândit ala altă ieri. Dar nu trebuie să spun că m-am gândit. Nu trebuie să-mi asum eu ca primar paternitate pentru toate mărunțișurile care se întâmplă în oraș. Și asta e o concepție greșită. Vedem, când face un primar un raport de activitate, face acolo un kilometru de lucruri pe care le-a făcut, de la am dispus vopsirea băncilor din oraș până la am dispus schimbarea becurilor și asfaltarea nu știu care străzi. Hai să vorbim despre lucruri care într-adevăr aduc valoare și despre proiecte mari. Ok, luna asta, eu primarul, conferință de presă, am făcut X, Y, Z. Luna, dar nu am făcut eu, prin aparatul de lucru, că nu merge primarul și vopsește băncile. Luna viitoare avem un plan următoarele. Pac, pac, pac. Atât, nu tot fel de povești, povestioare, că știți, era o grămadă de pământ în părculețul de joacă și am dat eu un telefon și s-a rezolvat. Asta e o chestie care ar trebui să se rezolve. Mie mi-ar fi rușine să mă laud cu așa ceva. Și deși am văzut, s-a întâmplat, se practică frecvent chestia asta, mie mi-ar fi rușine ca primar să mă laud cu mărunțișuri din astea pe care ți le aduc oamenii, că
am fost prin cartiere și am vorbit cu oamenii din toate zonele orașului și vom ajunge până la finalul campaniei încă o dată sau de două ori în fiecare zonă și îmi spun oamenii, domnule, avem problema asta și o problemă mică de obicei. Da. Avem problema asta în cartier la noi și a trebuit să trimitem scrisori la primărie, să vorbim cu angajații primăriei, să-i scriem domnului primar pe pagina de Facebook, 5 luni de zile până s-a rezolvat. Când e o chestie care, de cele mai multe ori, e un lucru care se poate rezolva de azi până mâine. Că-s chestii minore, gen exact, o bancă ruptă sau un exact, copac. Exact, exact. Știți când se mai rezolvă problemele astea? În afara campaniilor electorale. Pentru că în campania electorală, de obicei, dacă primarul e în funcție, mai ales când primarul în funcție candidează pentru un nou mandat, se rezolvă repede orice problemă și se mai rezolvă în afara campaniilor electorale atunci când opoziția vorbește despre ele sau când presa vorbește despre ele. Și pot să vă dau un exemplu cu 2 ani în urmă, cred, în parcul de joacă de la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu cu Ion Creangă. Era o grămadă de bănci rupte, erau scrânciube care erau defecte și puneau în pericol copiii care merg acolo în parc. Și am făcut poze, am scris despre asta pe pagina de Facebook și a doua zi au mers 3 angajați de primărie și au schimbat câteva scânduri la bănci. Cine adică e o chestie foarte ușor de făcut. Există asociații de proprietari care au linie directă de comunicare cu primăria. De multe ori asociațiile spun, dar în grațiile primarului nu sunt toate asociațiile de proprietari. Sunt numai unele, unde administratorii și președinții îl susțin pe domnul primar. Știm, sunt atât de multe practici. De ce spune domnul primar? Că e o doamnă primar acum. Eu zic, da, scuze-mi, pe primar în general, da, indiferent primar, de... Indiferent de dacă nu, deci nu mă, repet, nu mă refer la un primar anume, că e primarul de acum. Nu, dar o să creadă oamenii că vorbiți un anume primar. Nu, că e primarul de acum 3 ani, de acum 8 ani sau de acum 20 de ani, așa au funcționat lucrurile tot timpul. Am discutat aseară cu un domn profesor de la o școală din oraș și îmi spunea că el azi se duce să-și dea cu vară în clasă. Și își dă cu vară, el singur, își dă cu vară în clasă și chiar m-a invitat să merg să văd cât de mult mucegai este în clasă la el. Nu o să spun la ce școală și ce, deci nu o să dau detalii. Și m-a invitat să văd cât de mult mucegai este în clasă la el. El își amenajează singur și de ce? Păi știți că noi spunem directorului și directorul mai departe dă spre primărie. Primăria ar trebui să aibă, există în Consiliul de Administrație a fiecărei școli, un consilier local. Da. Acel consilier local, dacă nu chiar primarul, că se face o vizită în toate școlile din oraș, dacă organizezi câte o oră pe fiecare școală, ți-a o zi să faci chestia asta, te întâlnești, dar nu cu directorul, cu un profesor oricare de acolo din școală. Da. Că ce se întâmplă? Directorii de foarte multe ori sunt numiți politic. Directorii școlilor sunt de foarte multe ori numiți politic, așa e legislația și așa se practică. Și directorii, dacă sunt numiți politic, de primarul X, nu contează cum îl cheamă, primarul din 1995 din România, din Român, pardon, așa, dacă sunt numiți politic de primarul X, nu pot apoi să meargă la primar toată ziua să-l deranjeze cu tot fel de probleme pe care le au ei la școală. Ar putea să meargă, dar aleg să nu o facă cumva din respect pentru faptul că domnul primar, când a avut denumit un director, s-a gândit la ei. Da, înțeleg. Așa. Și e cumva un serviciu contra serviciu și atunci primarul i-a avut în vedere pentru a-i numi director la școala respectivă, iar apoi ei, ca formă de recunoștință, nu-l deranjează pe domnul primar cu problemele școlii. De altă parte, și acel director de instituție școlară are și el responsabilitățile. Da, și are responsabilitățile lui, are un buget. Bugetul școlilor e făcut din mai multe componente, dar în fiecare an, în ceea ce privește administrarea clădirilor, discutăm aici de înlocuirea geamurilor când e cazul, de reparații la acoperișuri, de izolarea claselor. Deci când discutăm de lucrări din astea administrative la clădire, directorul nu are un buget special pentru asta, rare ori se întâmplă să aibă o școală buget pentru așa ceva. Și atunci ei trebuie să facă o hârtiuță la primărie pentru anul școlar 2020-2021, avem nevoie de următoarele. Acoperiș, nu știu ce, fiecare ce probleme are în școală. S-a spart tabla dintr-o clasă, trebuie înlocuită, face o listă cu toate problemele și o trimite la primar. Dar nu la primar, la primărie. La primărie. Așa, și o trimite către primărie. Primăria se uită pe listă și zice, ok, în bugetul ăsta, din fondurile alea pe care le are la dispoziție primăria pentru cheltuieli de funcționare, putem rezolva problema asta, problema asta și problema asta pentru că par urgente sau sunt urgente și asta o să mai aștept, o să o introducem în bugetul pentru anul viitor. Deci se pot lua măsuri în sensul ăsta, dar trebuie comunicare și trebuie ca atunci când se comunică interinstituțional, fie că e pe orizontală sau pe verticală de la primărie către școli sau invers de la școli către primărie, trebuie comunicarea să fie de
deschisă și să nu aibă valențe politice. Să nu favorizeze primarul pe directorul X sau pe directorul Y pentru că pe aia a numit el în funcție. Toți copiii din Roman merg la școli, indiferent cu cine au votat sau votează sau pe cine susțin profesorii sau directorii din școlile respective. Și toți copiii merită tratament egal. Și toți copiii au dreptul asigurat prin lege la învățământ gratuit și la a învăța în condiții respectabile. La fel gândiți și despre cei din strada fabricii? Da, mai... Strada fabricii e o zonă cu probleme mari. Și copiii din strada fabricii sunt tot copii. Și dacă noi nu luăm măsuri pentru rezolvarea acestei probleme, nu e o chestie pe care... Deci, strada fabricii e un focar. E un focar de infracționalitate, de mizerie, de multe lucruri. E bulina neagră a orașului, dacă putem să o numim așa, și eu aș spune că bulina asta neagră o merită toate administrațiile anterioare. Știu că sunt și elemente negative, dacă putem să le numim așa, cum le numeau un fost profesor de-al meu din liceu, sunt și elemente negative acolo care nu pot fi educate, se ocupă justiția de ei atunci când încalcă legea, dar există o grămadă de oameni în strada fabricii care pur și simplu nu au avut șansa unei vieți mai bune. Și să ne amintim că în 2004 a fost mutat blocul NATO în strada fabricii. Da. În 2004, când a fost mutat blocul NATO în strada fabricii, acolo în strada fabricii locuiau 400 de oameni aproximativ, din care să zicem că 200 erau copii, da? Dacă primăria și primarul de la acea vreme s-ar fi ocupat prin direcția de asistență socială de a le asigura copiilor din zona respectivă o educație, un minim de educație necesară pentru a-i transforma în adulți funcționali, poate acum nu mai aveam 2000 de oameni în strada fabricii și aveam 700. Și ceilalți... E rău că sunt mulți? Sau... Nu, e rău că au fost neglijați, pentru că odată educați copiii din 2004, cei care aveau 3, 4, 5 ani în 2004, acum sunt adulți, da. Au 20 de ani, da? Și copiii ăia, dacă ar fi avut din partea primăriei, deci dacă primăria s-ar fi preocupat să le impună părinților, prin metodele legale, bineînțeles, să le impună părinților să-și trimită copiii la școală și nu la cerșit, copiii ăia, cu un minim de educație, ar fi devenit adulți funcționali și s-ar fi integrat în societate. Și acum nu mai stăteau în strada fabricii, poate stăteau într-o chirie undeva în oraș, sau chiar dacă stăteau într-o locuință socială, stăteau într-o zonă mai bună și aveau, în primul rând, capacitatea de a lucra undeva, de a se angaja undeva, că nu poți să mergi să te angajezi, că nu te-ai mai spălat de un an, nu poți să mergi la interviu de angajare. Și aveau capacitatea de a se angaja undeva și prin faptul că se angajau, contribuiau cu taxe și impozite la bugetul local și la bugetul național. Mi-aduce aminte de gluma aia de pe care am văzut-o pe internet. Uite, ăsta n-a muncit o zi, n-a învățat o zi în viața lui, da, sărmane, ce rău o duce. Nu plătește taxe, nu plătește impozite, toată ziua stă degeaba și statul îi mai dă și bani. Pe când, uite de astălalt, a muncit și a învățat, a rupt facultatea și, sărmane, bucuros, se trei taxe, da, statul ia jumate din și ce calitatea. Da, dar știți că speranța de viață în cartierele din țară de tip strada fabrici e de 40 de ani. Da, înțeleg. Da. Adică condițiile de viață se reflectă asupra, au un impact major asupra sănătății celor care locuiesc acolo și durata lor, speranța lor de viață e mult mai mică decât în cazul oamenilor obișnuiți. Planul pentru ei? Deci, singura soluție este împreună cu Direcția de Asistență Socială și cu celelalte autorități de resort să începem să educăm copiii din zona respectivă și nu doar din zona respectivă, din toate zonele orașului. Și revin la ce spuneam mai devreme. Dacă atunci când erau 400 copii, cei 200 de copii din 400 de oameni ar fi fost educați, poate nu toți 200 se integrau în societate, poate doar 150 puteau fi recuperați. Da. Dar din aia 250 de oameni care rămâneau acolo, acum erau 500, erau 700, erau maxim 1000. Sunt 2000 și gândiți-vă că în ritmul de creștere al populației din strada fabricii, o să avem în 10-15 ani, o să avem 4000 de oameni poate și o să avem câte un cerșetor la fiecare colț de stradă din Roman și o să avem câte un host de buzunare la fiecare colț din piață. Asta ne dorim noi? Nu, dar putem să punem mai multe camere de luat vedere, nu? Da, clar că camerele de luat vedere prin hoții, într-adevăr. Să întreb telespectatorii noștri câți dintre dumneavoastră au fost la poliția locală sau la primărie și au cerut o înregistrare de pe camerele de luat vedere când le-a fost griată mașina sau le-a fost spart geamul la mașină și au primit-o și și-au rezolvat problema sau au identificat vinovatul pe baza înregistrării. Tot timpul când cereți o astfel de înregistrare, o să primiți un răspuns standard de la poliția locală
fie noi putem să punem înregistrare doar la dispoziția poziției naționale la cerere, fie camera era orientată în altă direcție și nu avem înregistrare. Astea sunt răspunsurile pe care le primim de obicei. Deci degeaba avem multe camere și mai e un lucru. În fața monitoarelor, că sunt câteva zeci de camere, în oraș stă o singură persoană. Păi omul ăla nu-i merg ca să aibă ochii în toate direcțiile în același timp. Deci de asta nu camerele de filmat sunt o soluție. Sunt o soluție, nici măcar o soluție. Sunt așa un mod de a lăsa impresia că încercăm să facem ceva în legătură cu asta. Bun, dar spune că pot descuraja infracționalitatea la mod, bă, cineva mă vede. N-am să bag mâna în buzunar o femeie ăstea că mă vede. Dumneavoastră chiar credeți că hoții de buzunare atunci când nu bagă mâna în buzunarul cuiva în piață se gândesc că îi vede camera de filmat în condițiile în care pe lângă ei sunt alți 50 de oameni care i-ar putea vedea? 50 de oameni nu îi înregistrează. Camera aia, nu, presupunem deci, că păstrează o imagine. Chiar rog conducerea primăriei din acest moment, dacă fac o afirmație greșită, să mă contrazică, să-mi spună câți infractori au fost prinși în ultimii ani în Roman pe baza filmărilor obținute de cele 60-70, nu știu câte camere avem de filmat în oraș. Să mai vină câteva. Și o să mai vină. Păi da, că e foarte simplu să spui, uite, domnule, am pus camere, avem, e tot ok, dar de fapt problema asta nu rezolvă problema. Problema trebuie rezolvată de la rădăcină și dacă nu vrem să-i ajutăm pe oamenii ăștia să-și depășească condiția și să iasă din lumea în care trăiesc, pentru că mulți spun, da, dar ăștia de la granjduri nu pot fi educați. Da, adulții poate nu mai pot fi educați, dar copiii aia care au 3, 4, 5 ani pot fi educați. Știți cum aș descuraja eu cercetoria din Roman? Că în momentul de față vedem cât un cercetor pe la toate colțurile sau în fața fiecărui supermarket. Primul lucru pe care l-aș face, poliția locală, prima dată dă avertisment, a doua oară dă amendă, ne întoarcem și la poliția locală, dă amendă și a treia oară, dacă cercetorul e cu copilul în fața supermarketului, cheamă DGASPC-ul și ia copilul, pentru că sunt rele tratamente aplicate minorului. Dar cui dai? Că persoana care ține copilul în brațe nu este tutore, e o persoană străină, că de-aia nu se merge da, pe mamă și copil. Și eu vă întreb, da, nu, că de obicei sunt cu copii, pentru că prezența unui copil strânește mai multe emoții și crește în casă. Așa se practică. Ba, să știți că de cele mai multe ori e copilul persoanei care îl folosește la cerșit. Și indiferent că e copilul ei sau nu, Direcția Generală de Protecție a Copilului are dreptul să ia copilul, pentru că atât timp cât ești cu el la cerșit pe stradă, indiferent că are 6 luni sau 10 ani, sunt rele tratamente aplicate minorului și există legislație pentru protecția minorilor. Știți vreun caz în ultimii ani când a fost luat de direcția de protecție a copilului? Nu, pentru că și știm cu toții că e o practică des întâlnită și au fost polițiști și arestați pentru astfel de practici. Este o colaborare între unii reprezentați, deci nu între instituții, ci între unii oameni din instituții și cercetori sau hoți de buzunare. Există înțelegeri pe alocuri, dar între oameni, repet, nu între grupul de cercetorie și grupul de poliție. Nu, există și au fost oameni care au fost condamnați pentru așa ceva în rândul polițiștilor, nu din România, în toată țara au fost cazuri din astea. Deci dacă nu ne hotărâm să implementăm legea și să o aplicăm așa cum trebuie, chiar dacă pe alocuri e mai drastică, vă zic eu că dacă mâine se află la grajduri că a fost luat un copil din brațele părintelui pentru că era la cerșit, depoi mâine nu se mai vedeți niciun copil la cerșit. Sau o să fie toți ăia de acolo, locuitori în fața poliției, spărgându-le geamurile. Sau așa, dar nu va mai fi niciun copil la cerșit, adică trebuie să începem să luăm măsuri. Copiii pot fi luați, duși în instituții, despre cum arată instituțiile în care ține statul copiii fără părinți. E altă discuție. La Roma nu avem. Ba, există centru de plasament Romanița, exact, și au, dar e tot în subordine direct DGASPC-ului. Deci nu ține de autoritatea locală, ci de autoritatea județeană, dar soluții se pot găsi la toate problemele. Trebuie ca primar să vrei să găsești soluții. Bun, dar primarul are voie să intre călare peste ei acolo în strada fabricii. De exemplu, mă gândesc că 80% dintre ei nu au acte. Nu și-au avut niciodată acte. Da. Da? Și spuneți 2000 de persoane, dar s-ar putea să fie mai multe. Nu știu. Că nu știe nimeni ce e acolo exact și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar da. E posibil să fie foarte mulți care stau acolo pur și simplu pentru că
fugiți de prin țară, să ajungi și în Roman, se știe că aici, dacă vrei să pierzi urma, se poate, în două locuri în Roman. În strada fabricii și în strada nouă. Putem să discutăm de problema asta la nesfârșit. Ideea este că nimeni nu a luat măsuri. Singura măsură care s-a luat în strada fabricii, în afară de atunci când s-au renovat blocurile la început, singura măsură care s-a luat în strada fabricii a fost să se împartă pomeni electorale, mici, bere, fulare, tricouri, căciul, ce-a mai făcut fiecare în campaniile electorale din anii trecuți, pentru a le cumpăra voturile. Și cred, și nu e doar convingerea mea, cred că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc au aceeași părere, de asta și sunt ținuți oamenii, nu sunt ținuți, sunt lăsați în întuneric oamenii, tocmai pentru a avea o masă de manevră la alegeri. Uh-huh. Și drept urmare se vede că în anumite zone ale oricărui oraș din țară, există zone din astea cu infracționalitate crescută și cu oameni care trăiesc în întuneric, în fiecare zonă din asta de obicei câștigă un partid și de cele mai multe ori câștigă partidul care conduce instituția locală, și asta pentru că de acolo vin ajutoare sociale, de acolo nu se fac anchete sociale așa cum ar trebui făcute și da, nu se încearcă rezolvarea problemei. Deci absolut nimeni n-a încercat. Și vă repet, nu e vorba doar de oamenii care locuiesc acolo. E vorba de viitorul și siguranța noastră a tuturor. Pentru că dacă peste 10 ani, 15 ani, așa cum spuneam, va fi câte un cerșetor sau câte un hoț de buzunare la fiecare colț de stradă, noi o să ne temem să ieșim din casă. Ca aproape de finalul ediției de astăzi, existau soluții care nu au fost puse în aplicare, dar s-ar putea să fie puse în aplicare în eventualitatea în care romașcanii vă vor acorda voturile lor legate de această situație? N-aș vrea să individualizez o problemă, pentru că nu doar aia este singura problemă a romanului. Soluția, atunci când există voință, există pentru orice problemă a orașului. Se pot redirecționa fonduri de la o categorie la alta în bugetul ăla pe care nu-l înțelege nimeni, că e tot un tabel cu liniuțe și cu cifre. Așa se pot redirecționa fonduri. Să știți că romanul are fondurile necesare pentru a putea conducerea primăriei să rezolve problemele pe care le avem cu toții, doar că fondurile astea trebuie direcționate către acele probleme reale și nu către... Adică, nu știu câți... Dacă am făcut un sondaj cu 2 ani în urmă, nu știu câți locuitori ai romanului considerau că trebuie înlocuite trotuarele de asfalt cu trotuare din pavele. Așa. Da. Nu cred că ar fi fost o masă foarte mare de oameni care vedeau asta ca pe... Ar fi trebuit făcut centru, că bă, centrul e centru. Dar centrul era deja cu pavele. Era deja cu pavele, dar nu cred că era o masă mare de oameni care ar fi considerat asta o prioritate. În schimb, trebuie să facem din sport, din educație, din sănătate, și nu zic așa la modul general, că știți, nouă ne place sportul. Nu. Sunt zeci de copii la clubul sportiv municipal care merg la tot felul de competiții și merg fiecare cu echipamentul cumpărat de părinți. Vin cu medalii acasă, le pune clubul într-o vitrină și scrie pe medalii CSM Roman și numele copilului care a câștigat medalia, dar de cele mai multe ori copilul nu are nici măcar echipament sau uniformă asigurată de club. Asta pe partea de sport. Pe partea de sănătate, nu mai zic că în spital nu există apă caldă în saloane, și e o chestie pe care o poate confirma oricine, în afară de etajele 5 și 6, restul spitalului are apă caldă la program. Și la program e ca la loterie, dacă o prins sau nu o prins, dacă e în ziua aia sau nu e în ziua aia. Exact, a venit, dar e rece. Da. De asta zic că sunt niște probleme care conducerea unei primării înseamnă să iei toate problemele astea pe care le are fiecare categorie de cetățeni și să construiești un ansamblu pentru a le putea rezolva, să le gestionezi în ansamblu. Nu poți să rezolvi doar individual, că fiecare legător, unul vrea o bancă în fața blocului, altul vrea un părculeț de joacă în spatele blocului, unul vrea schimba becul de la stâlp, altul vrea renovarea stadionului. Care stadion? Că nu mai avem niciunul funcțional în Roman. Deci fiecare alegător are altă problemă, indiferent că discutăm de sănătate, de educație sau de orice alt domeniu. Primarul trebuie să aibă o viziune, împreună cu aparatul de lucru, să aibă o viziune care să includă rezolvări pentru toate aceste probleme. Cât își pune primarul amprenta, și cu asta ajungem la final, cât își pune primarul credința lui personală religioasă amprenta asupra conducerii instituției? Pentru că vreau să întreb, vor fi acele întâlniri cu reprezentanții ONG-urilor, cultelor și așa mai departe, și se vor cere fonduri. Și de obicei se alocă fonduri, dăm pentru ONG-ul cutare, pentru asociația cutare, pentru și așa mai departe, și pentru renovarea bisericilor. Pentru că în fiecare an se întâmplă treaba asta. Cred că degeaba e frumoasă biserica din cartier
dacă pentru a ajunge la ea trebuie să sari peste mai multe gropi cauzate de spargerea unor conducte, de intervențiile făcute la repararea unor conducte. Și cred că e o prioritate pentru toată lumea să rezolvăm întâi infrastructura generală. Sunt căsătorit religios, am suficient de multă cultură în ceea ce privește religia, cred, dar în același timp cred că oamenii sunt mai importanți decât orice instituție. Și tocmai asta e că politica nu trebuie să fie despre instituții, nici despre primărie, nici despre biserică, nici despre parlament. Trebuie să fie despre oamenii pe care aceste instituții le deservesc. Și haideți să, dacă discutăm de renovarea bisericilor, câte biserici din oraș au o toaletă pentru enoriași? Eu nu merg la biserică. Nu am de unde deci să știu. Eu întreb, într-adevăr, primăria, atunci când a făcut bugetul, în fiecare an au venit mai mulți preoți, că nu toți preoții caută sprijin de la primărie. Sunt preoți care se descurcă cu ajutorul enoriașilor și de la primărie cer lucruri foarte importante, preoții. Adică atunci când au o urgență, dom'le, trebuie să ne branșăm la apă și uite, nu avem conduct, aici e pe trotuarul lor. Atunci primăria, prin direcția municipală locată, poate să asigure branșamentul, că oricum are echipa, are oameni, are tot ce trebuie. Da. Dar să dăm bani efectiv către biserici și la final să ne bucurăm că e foarte aurit acoperișul de enoria și își fac nevoile pe la colțurile gardului, deci trebuie să stabilim un pic prioritățile. Da. Și nu e de acuzat preotul care a venit și a cerut, pentru că el a cerut ce a considerat necesar. Dar primarul poate să aibă o discuție cu fiecare, să meargă să viziteze un lăcaș de cult în afara slujbei. Dar nu trebuie condiționați oamenii, trebuie ajutați, pentru că oamenii, dacă au cu cine se înțelege și dacă au cu cine discuta, pot să ceară ajutor ori de câte ori e nevoie și pot să primească ajutor pentru ce e nevoie, nu pentru ce credei că ar trebui făcut. Pentru că e foarte greu să stabilești priorități atunci când conduci o comunitate de genul ăsta, dar preoții, sunt sigur că orice preot din Roman poate să ne spună, sunt vizitați în campaniile electorale de politicienii care gestionează banii orașului și sunt vizitați eventual în timpul slujbelor când merg 2-3 politicieni, se așează așa cu mâinile la spate acolo pe culoar, se vadă toată lumea, ei, deci într-o parte stau femeile, într-o parte stau bărbații și în mijloc stau politicienii, fix pe culoar în fața ușii altarului. Oamenii merg la slujbă pentru a-l vedea pe preot cum ține liturghia, nu merg ca să-i vadă pantalonii politicianului, indiferent care ar fi el, nu vreau să nominalizez pe cineva anume. Și politicianul poate să aibă discuție cu preotul unul la unul, în afara slujbei, în afara campaniei electorale și să se înțeleagă, băi, ce priorități ai, ce nevoie ai la biserică? Păi vrem să punem acoperiș din tablă de nu știu care, avem nevoie de aia și ne-ar trebui o toaletă. Și prima oară zică, băi, uite, pentru acoperiș nu putem să vă ajutăm, că avem depus acoperișe la 2-3-5 școli și suntem în urmă cu investițiile aici, așa, dar cu toaleta putem să vă ajutăm. Noi vă facem branșamentele, vă tragem apa, vă tragem canalul și voi construiți clădirea. Adică se poate ajunge la o înțelegere, pentru că indiferent ce fel de instituție conduc, oamenii sunt oameni, fie că-s preoți, că-s profesori, că-s primari sau medici, oamenii sunt oameni și pot ajunge la un compromis. E interesant, ar trebui să continuăm discuția asta, ar fi trebuit de fapt. Oricând. Dar de mâine începem alt tip de discuții și anume o să luăm la răsfoit mare plăcere. Acest, nu știu cum să-i spun, ziar? Da, este un ziar. Este un ziar de prezentarea echipei oficial al Alianței. Exact. Ok. Păi asta o să-l păstrez aici și o să ne luăm de el la pas, bucățică cu bucățică, să vedem ce se poate face, cum se poate face, de unde aveți finanțare pentru ce se propune aici. Însă, până atunci, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația să apăreți astăzi în emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și sper să ne vedem sănătoși de fiecare dată. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!